deci te-ai oprit, firei tu să fii. Am revenit din nou pe filmare. Avem... ia să încercăm cu asta. Cu pârghia asta de desfăcut cauciucurile, jantele, la trotinetă. Mai am câteva aici mici. Acum să sperăm că putem să o desfacem. Vedem să ne tot trebuie. Nu de aici. Stați așa. Uite așa. De aici să... Să vedem dacă reușesc să o desfac cu astea. Sper să nu sunt doi astea mici. Dar nu știu cât îți de... cât îți de buni. Ele-s din metal, da. Așa de greu să dă rahaturile astea la trotinetă. Jos cauciucurile astea. Parcă le-au făcut anume. Să te duci la ei. Să le desfaci. Totul asta ce-o intrat aici. Ia să se vedem. Aha. Hai că am reușit un pic. Băi, și e enervant, băi, fraților, că e fix roata de pe față. Unde are cablul ăsta de la motor. Uite așa, hai că am reușit. Câte un pic, câte un pic. Uite așa ca să vedeți aici ce fac. Aha. Hai că-și dă drum. Chiar-s bune astea. Își face treaba. O să o băgăm pe asta. Aha. Da. E bun așa. Să vedem din partea asta. Avem o leacă de furcă aici, da? Nu te scurcăm mai ușor. Și nici nu m-am plimbat nici două zile și am făcut panul. Nu știu ce a făcut băieța aia din târg de acolo, dar nu mi-a plăcut cum a lucrat. Deci nu mi-a plăcut cum au lucrat. Așa că mi-am luat un cauciuc din ăsta plin, să nu mai fac pană. Și cu asta am încheiat discuția. Gata. Bun. Am scos cauciucul. Nu știu cum naiba o făcut. Până n-o pus janta bine, pișcat-o, cine știe ce-o făcut. Acum să vedem ce o să ne chinuim noi cu ăsta, căci că se pune greu. Văd că n-are nici o chestie aici. A? Dacă nu reușesc să pun janta așa, o să mă duc cu el și o să-l fac aia. Mi-au zis băieții că se pune foarte greu și trebuie doi oameni. Cât îmi ia? 50 de lei? 60 de lei? Am măcar aia sunt profesioniști unii mă duc. Dar acum să vedem.
Cum îl bag aici, bă, da? Nu, mai la fel. Mă gândesc să nu fie, dar nu e mai mic. E la fel. Numai că ăsta înăuntru, în loc de... Asta are un cauciuc. Mă-l bag eu pe asta, pe jantă, mai ales că jantă ali în față. L-am spus, dacă nu reușesc, o să-l duc la băieța aia. E foarte complicat. Mi-a zis băiatul ăla că se pune foarte greu. Au ei o anumită tehnică care pune. Nu mă duce capul. Păi da, da, asta. Bă, o leacă dacă ar intra aici, dar nu vrea să intre, asta e chestia. Nici pe partea asta. Masă de cauciucuri și de prostii care le fac ăștia. N-ar putea să le facă mai ușor. Nu are nicio direcție care... Să zici că ai o anumită direcție să-l bagi. Aici dintr-o parte s-o băgat, dar cum îl bagi în partea asta, l-am. Bă, dar și-o nată rău. Nu-i dat prin gând să iau două șurubele, două pârghii din astea mai. Reușim. O să-l duc la băieți când o să fie săptămâna viitoare. Se pune greu. Nu am tehnică, nu am... Vă iau scule din alea necesare. Ei știu ce au de făcut și... Îl pun ei rapid, măcar am dat cauciucul jos. De pe ea, nu contează dacă stă fără cauciuc. Unem, stai că e aici pe uliță. Strâng un pic, nu mai strâng așa tare, că n-are rost. Să strâng așa tare, eu am încercat. Nu, se pune foarte, foarte greu. Hai, revenim cu o altă filmare. V-am pupat, pa, pa. Haideți să încercăm altă variantă, fraților, să o băgăm așa. Să vedem dacă reușim cumva. Mă gândesc, l-am uns un pic cu ceva ca să nu... Mă gândesc să aibă o alunecare mai bună. Să-l băgăm câte un pic. Acum o alunecat. Da. Aha. Haide, băi. Aici mă dau eu bătut. Băi, fraților.
Mă dau eu bătut așa ușor, mă. Adi-mă, așa. Așa, hai. Nu, 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 nu ieși de acolo. Aici trebuie o altă pârghie de asta. Aha. Trebuie sculi din alea ca lumea. E bună și asta, da? Hai! Hai mă, intru! De aici nu mai pot să mai bag. Unul din cinci mai greu, mai greu, stai. Nu-i bun, nu-i bun. Uite aici, uite așa. Astea sunt prea mici, n-am putere să... Ia stai, mă. Nu. Haide, bă. Așa. Ce să țin cu presiune aici, bine că voi nu prea puteți să vedeți, dar... Evrica! Evrica! Hai că o intrat! Stai, stai acolo! Stai! Uite ce greu se pune, mă. Uite ce greu se pune. Un căcat de cauciuc de trotinetă. Băi, frate. Băi, frate, dar nu vrea, mă. Să mă cac în gura voastră care ați făcut trotinetele astea tâmpite. Bă, dar n-ați putut veni și voi cu o chestie, bă, să poți să bagi un cauciuc. Eu n-am văzut așa ceva, frate. Nu am văzut, sincer. Sincer, vă spun că nu am văzut. Și nu poți să bagi un cauciuc, mă, de lângă tău, mami lui. De cauciuc. Bă, dar un cauciuc din ăsta, mă, să nu poți să-l bagi să lângă tu, mamei lui, de cauciuc. Tot-i gura a mamei lui, de cauciuc. Hai, mă, intră acolo, o leacă. Uite, mă, dacă ați știut ce tensiune aici, a? Eu am vrut să-l fac eu cu mâna mea. Nu că m-am zgârcit la 100 de lei sau la... Bă, parcă m-a intrat un pic, dar trebuie să țin aici apăsat și cu genunchiul. Stați așa că... Nu știu cum să pun camera asta, să vedeți și voi, aici e tehnica asta. Astea dacă erau un pic mai mari, de aici,
Uite așa, intră, hai. Hai, mă, tiroviu. E, uite-l, mă. Uite-l, mă, că nu vrea să intre, mă. Nu vrea, mă, să intre, mă. Dar ce crezi că e după el? E după el, fraților. Trebuie să intri. Nu are cum. Intră, bă. Japiță ordinară. Intră. Intră odată. Îți gura, mă, de cauciuc. Dacă nu m-au luat toate apele, băi. Băi, fraților, m-au luat toate apele. Și nu alta. Hai de mine și de mine. Ce e aici așa? Ce chinuială pentru un rahat de cauciuc. Băi, frate, pentru un rahat de cauciuc. Ia uite. Ce? Nici nu pot să-l bagi acolo. Și acum, când vreau să-l bag, mai tare iese putus. Gâtul, mate, de cauciuc. Iau și-o dau foc, o arunc în apă. Gâtul, mate, de roată și de cauciuc și de pisici, mate. Dar așa, mate, jec de trotinet, panoramă. N-ai, frate, n-ai cu așa panoramă. Rasă, măti. Bă, dar de aici o intrat, iese din partea asta. De aici când vreau să mai bagăt, nu mai vrea. Nu mai vrea. Parcare naiba. S-o iei. Și moartea din iad. Toți morții gâtului, măti. Ori te rup, ori te. O-ți gâtul, măte, dar așa, unii treci, mă, aici așa, tu să rasa, măte. Ia-te-l, mă, tu-ți gâtul, măte. Ce-ai, mă, drag, de cauciuc, ce-ai? Tu-ți morți, măte, și... Intră acolo, intră cu tu-s rasa, măte, de cauciuc. N-ai, bă, frate, eu nu știu cum pun ăștia. Au sculi, au... Nu știu cum îl pun. Ia uite, uite-o leac. Nici nu vreau să mă gândesc. Nici nu vreau să mă gândesc. Op. Dacă fac de aici, fac prostii. Bă, ce jec de. Bă, ce jec de cauciuc și de trotinete, bă, n-am văzut. Deci nu am văzut în viața mea. Nu am văzut. Și în loc să intri aici, că tu măse, stau cu toată presiunea pe el, cu toată greutatea, uite, mă, jegul, ce-mi face, uite, aleacă, jegul, penal, ce-mi face, jegul. Nu o schimbați acasă niciodată, roată de trotinet. Hai de capul și de zânile mele, cum aia toți drașii de pe pământul ăsta. Toți!
Busrasa, măte, și morții, măte, să-ți fug eu de cauciucul, măte, și de janta, măte. Dar du-te, dracu, și intră acolo, fătus morții, măte, parcă mai tare l-am scos, bă. Toți morții, măte, să-ți fug de cauciucul, și de janta, și de morții, măte, să-ți fug. Ce, bă, ăsta-i drac, bă, ăsta-i drac. Azi morții, morților, măte. Și morții, măte, de trotinete și de cauciuc și de morții în oamenii voastre care ați făcut voi căcaturile astea. Să mă piș pe voi și să vă dau foc la trotinete pe șamar de gura voastră să mă piș. Trotineta voastră de 2 bani. Să nu poți tu să pui un cauciuc, frate, pe o jantă. Să nu poți să pui tu un cauciuc pe o jantă, băi, omule, băi. Bă, un cauciuc pe o jantă. Bă, toți rasa mamei voastre. Să nu poți să pui un cauciuc pe o jantă. Rasa mamei voastre. De dobie toci. Mă aud și vecini. Ia uite-o, bă. Tu să rasa, măte. Și acum, alete, să punem pe partea asta. Sperăm că pe partea asta merge mai ușor. Sperăm. Morții, măte, de jantă și de trotinetă și de naiba să vă iei de drași. Bă, dar ziceți și voi, cum să nu mă enervez, voi, fraților? Cum să nu mă enervez? Când nu poți să pui tu un cauciuc pe o jantă, bă, până când și la bicicletă îl schimbi. Mai ușor, bă. Până când și la bicicletă îl schimb mai ușor. La ce treia cum mai faceți rahaturile astea de trotinete, băi? La ce le mai faceți? La ce le mai faceți? Ziceți în șumia, la ce le mai produceți? Băi, că am ia și eu în trotinetele voastre. De 2 lei. Mai dai și 20 ceva de milioane. De trotinete. O să lasă mamei voastre cu trotinetele voastre. Vezi că nu intră aici? Parcare moartea să le iei. Nu vrea să intri. Rasa, măte, cu cauciucul, măte, trotineta, măte, și morții, măte. Bă, da, eu vreau să te bag înapoi acolo, nu vreau să te scot. Tu-s gâtul, măte, trotineta morților, măte. Cablu, o pus cablu aiurea, o pus, bă, o mizerie de trotinetă, bă, o mizerie de trotinetă, tate, în morții, măte, trotineta, măte, plus rasa, măte. Am o scos din sărite, băi, frață, deci chiar m-o scos din sărite, nu? Uite, uite aleac, cijeg de cauciuc. Cijec de cauciuc. Nu vrea să intre aici? Picanturile astea. Na, cum să-l bagi pe astea? Zi și mie.
Cum să-l bagi? Nu mai întrebi trotinia ta, mă, pișpia. Us rasa, măti, trotinietă și pană și drași rași. Morții gâtului mamei voastre să vă fut eu în gură. Faceți niște căcaturi, niște mizerii, să le cumperi lumea, că mergi, că faci. E, cele mai mari prostii, cea mai sfântă e bicicleta, îmi vine să o distrug acum, să nu mai rămână nimic din ea. Te morții, măte, e trătinet. Și n-ai ce să faci, bă, n-ai. Asta-i viața. O lăs și eu așa și mă putrenia, baga mea și pula în tine. Scuzați expresiile, băi, scuzați înjurăturile, da. Mă apiși pe ea. Lăs morților, măti, de trotinietă și de morții, măti. Mă duc la ăștia să văd dacă poate să facă, dacă nu poate să facă. Mă apiși pe trotinieta asta de căcat. Trotinieta de mizerie. Să nu poți să pui tu un cauciuc. Fus morții, măti, și în gura mătii care te-au făcut. Și te-au creat de trotinietă mizerabilă. O scârbă de trotinietă. Bă, dar nu m-am bucurat nici măcar jumătate. Ba nu jumătate de an, cu am de anul trecut o am. Bă, dar dă-o un pis, dă-o mă, să de pană, dă-o. Câtă pană poți să faci, bă? Srasa, măti, cu pana, măti, de trotinetă. Mizerabili împuțiți care ați făcut trotinetele astea. Jigodii ordinare, penale. Strâng numai un pic, să nu... Ce? Ia uitați cum s-a pus dracul ăsta de cauciuc. Ăsta-i cauciuc. Ia uite. Mă, cacănea, trotinet. O dezmembrez și o fac praf. Uite, sud luarcă, bă, luarcă, sud, nu mai pot. Că cam aș fi ea, așa o las. Nu mai bag un ban în ea. O alunc în debaraj și stai 3 ani acolo. V-am pupat, îmi scuzați limbajul, scuzați nervii, dar nu, mi-au pus capac, chiar nu se mai poate. Dă-i în gâtul, mamelor. V-am pupat, papa. Victorii, băi, fraților, într-un final l-am pus cu toți nervii care am avut, l-am pus, o să ies un pic să fac o probă. M-am chinuit, noroc că mi-am adus aminte să iau șurbelnițele astea subțiri și am băgat, pâc, am făcut pârghii și au funcționat. În sfârșit l-am făcut, fraților, că vai de mine și de mine, mă lua toate zbengile. Dar e bun așa, ăsta ce are. Nerveasă plasticăraia asta. Se vede că e o trotinetă made in China. Nu vă așteptați să fie o trotinetă performantă. Eu am luat-o să mă distrez cu ea. Stați așa ca acum. A păcat. E moartea să lei. Nu se știe. Nu-i bun așa. Stați așa că nu-i bun. M-am dezbrăcat la bustul gol, cum se-ar spune, la pielea goală, că m-au luat căldurile. Scoate un pic asta, mă. Opa, stai. Asta o ieșit din partea asta, de aici n-avea cum să iasă.
Tot după aia trebuia pusă, dar numai imediat. Vedeți schema aici. Schema din Berceni. Schema din Bacău, nu din Berceni. Așa trebuie pusă. Gura mamei cu chestia asta. Să nu se disfacă. Să țin un fel de păsăricile lor ce au ei aici. Și astea sunt făcute cu cap, să nu... Eu mă enervez repede, băi, fraților, de asta. Și nu am răbdare să stau să-mi galez, dar acum... Ia uite ce nătăreos. Mai desfac o dată. Să bag pe astea. Măcar e bun că nu trebuie să mai desfac. Acum strâng piulițele și o să mergem să facem o probă. Aveam și suportul ăla pentru camere. O să pun și suportul ăla pe trotinete. De asta l-am cumpărat. Am unul pe bicicletă și unul pentru trotinetă, că mai folosim și trotineta din când în când. O strâns neghiobii ăștia așa de tare asta. I-am zis că nu se mai disface. O să ieșim o leacă la plimbare cu rahatul ăsta de trotinete. Așa. Bun. Opa. Ăsta e de aici, că e de la... Am făcut prostii pe aici, pierd șurubelele astea. E rar mama lor de șurubele să fie. Un etichetul ăla roșu. Până la urmă, treaba se face cu calm, da? Mi-am pierdut calmul, băi, fraților, trebuie să mă înțelegeți și pe mine, că și eu sunt om. Și mai greșesc și eu. Chiar dacă m-am exprimat cum am exprimat, acum nu mai găsesc crichetul să prind aici. Nu crichetul ăsta mare, mai aveam un crichet mic. Ăsta de aici au pocnit. A venit un prost și m-am atins de bordură. A, uite, e aici după cauciuc. Tu-s gâțimete. Și unul pe unde o fi? A, unul e aici. Punem toate, patru astea. Nu am nevoie să strâng, iar de-le jos aici. Și aia, mă, că doar așa trebuie pus. Gătul, mă, te. Așa. Ai intrat acolo? Sărăcii care ești? Ai intrat pe moartea stiei. Trebuie să pun și ăsta, că să nu agăți cablul ăsta cumva. De capul și de zilele.
Linificăței, ce pisici măte ai, mă, cea? Doar de aici te-am luat. Ce gâță măte ai, mă, cea? Trebuie mai jos, ce morții gâtului măte. Aici nu trebuie strâns tare șuruburile astea. Dacă am strâns sus, să punem și unul jos. Asta e legea. Sper că am pus bine, ca o ciucă oricum de căzut, de sări de acolo n-are. Cum să mai sară, dar asta cred că are durabilitate, o viață. Pe viitor o să iau unul și pe spate, tot de asta. Dar o să-l schimb la băieți când îl cumpăr. O să-l schimb că... E mai bine așa, e mai sfânt. Aici pe partea asta s-o... Îmi cer scuze că... Sunt pielea goală, dar... Asta este, da? Am strâns asta. Sunt curios cum se comportă cu cauciucul ăsta. Atât că nu trebuie strâns. Ăsta e cauciuc plin. În sfârșit am reușit, băi, fraților, după 5.000 de ani. Nu schi. Mă, merg până în oraș. Să vedem ce-i pe acolo. S-ar putea să fie ceva frumos, dar nu vă promit nimic, nu cred că am timp să stau mult prin oraș, mai ales, hai să zic, poate și mâine seară pot să mă duc, da? Weekendul ăsta lucrez 12 ore la muncă, nu știu dacă ați văzut pe la televizor, dar la noi... La Bacău au venit musulmanii aia care au plecat în Ucraina și acum se întorc înapoi. Și na, dacă lucrez acolo, sunt ocupat cu munca acolo. Toți băieți lucrăm. Bineînțeles că nu lucrăm pe degeaba. Asta e treaba firmii și facii. Treaba societății. Nu pot să vă spun eu pe vlog. Cam atât, fraților, cred că o dura ceva timp vlogul ăsta. Dar mă bucur că măcar am terminat cu trotineta asta, cu gura mamei, că eu te mai am nevoie de ea. Aici trebuie să găsesc eu ceva să pun la asta de sculii, aici. La trusa asta Dexter de scule. Să știți că e foarte bună, chiar dacă e de la Dexter, își face treaba. Adică gen folosesc tubularul, eu nu sunt mecanic de mecanică grea să rup chei, să folosesc pe la mașină. Cu toate că e posibil, poți să folosești la mașină, deci nu e problemă. Imediat să întorc un pic camera, asta e trusa, dar v-am mai prezentat într-un vlog, când am prezentat-o parcă. Știu că am prezentat-o, cred că acum... vreo 2 ani, dacă nu mă înșel. Cam atât cu vlogul. V-am lăsat. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Dați acolo un like, un subscribe. Îmi cer scuze încă o dată pentru înjurăturile care le-am mai spus. Dar le lăs așa originale. Ca să fie așa, să vedeți că mi-au făcut nervi. Cam așa arată spurcatul ăsta de cauciuc. L-am montat. Asta e trotineta Xiaomi Mi Scooter 2. Sau 3, nici nu mai știu ce model e. V-am pupat și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!